Continuăm la următorul stup. Ia să vedem ce mai găsim aici. Acum trebuie să căutăm și două rame bune cu miere. Căutăm și rame bune cu miere și să vedem dacă îl punem la iernat pe ăsta sau mai facem o unificare. Se anunță o iarnă mai grea, să spunem așa. Aici avem o familie cu mătcuță tânără. El a fost roi la un moment dat, dar la cum arată e cu tot o altă treabă aici. Iată, arată foarte frumos. Ghemul e mare, e pe 7 rame, așa va și rămâne la cum îl văd, sau mai scoatem o ramă, depinde de situație. Ramele acestea de după diafragmă, da, cred că pot să le las aici. Aici le putem lăsa. Le voi lăsa aici în spate, dar am pățit să se mute ghemul, dar facem altfel, o să-l împachetăm pentru iernat pe acesta. Avem un pic de miere. Aceste rame ar fi bune pentru dezvoltarea lor la primăvară. Așa. Avem și aici o ramă bună. Scoatem și aici tratamentele. Închidem fumul. Mă uit doar la cantitatea de albină care este și îl împachetez pentru iarnă. Și după ce îl împachetez, e gata. Ne mai vedem cu el la primăvară. Adică nu chiar la primăvară. Începem și ne uităm pe la ei așa din când în când, că să vedem cum iarnează, care e problema cu ei, dacă totul e în regulă. Aceste colonii m-au făcut să decid că nu prea are rost să țin reginele care au intrat în friguri sau regine care pur și simplu nu și-au făcut albina suficient, așa cum ați văzut în filmul anterior. Aceasta e o familie bună de iernat. Îndepărtez un pic polistirenul. Vreau să-i mai introduc o diafragmă. Iată asta, asta albina și pe diafragma aici. Mult de mâncare, dacă e pe rama respectivă, suficientă. Arată bine, foarte bine arată această colonie. O să vă arăt.
Asta e prima ramă cu mâncare. Și la cum văd eu, ea și scoate o ramă. Toate, cu cât te duci mai spre centru, are mai multă albinuță. Totuși am să-i scot o ramă, n-are rost să-l țină, adică depinde și de situație, dar eu zic că nu pățește nimic dacă iernează în 6 rame în loc de 7. Doar să-i scoți rama cu cea mai puțină hrană. Da, ăsta e frumos, nu cred că o să-i scot. Are miere lichidă, are mâncare. Acum mâncarea eu verific. Totuși imediat suntem în luna noiembrie și arată bine. Mâncare pentru 2 luni de zile sigur are. Aici multă albină pe mijloc. Nu mai scot. Mă interesează penultima și ultima ramă. Aici a ieșit matca, dar nu vreau să deranjez foarte tare. Bine, care merită deranjat, îl deranjăm ăsta. Ăsta nu are rost. Așa. Față de anii trecut, nu mă mai complic așa tare. Era o treabă că luam fiecare ramă, îi mai dădeam găuri. Acum la cuiburile astea în pat rece am observat că albina oricum stă pe fața stupului. Oricum stă pe fața stupului și ea oricum poate să se deplaseze foarte ușor. Această ramă aș scoate-o dacă nu-mi place de ea. De fapt nu-mi place, are păstură pe ea, dar miere cam puțină, ar merge o ramă plină cu miere aici. Acelea două să le scuturi și să merg să caut o ramă mai bună cu miere. Bun. Să-i caut o ramă bună cu miere. Într-o parte are mâncare și într-o parte nu prea. Da, să mă mai uit pe ea, poate. Poate e bună, ia să. Nu știu ce să zic, să eu las, să nu eu las așa, are și păstură. Are și cu următoarea miere. Oricum, peste 2 luni minim, am niște turte energetică și putem să-i punem. Bine, aici să-i punem o diafragmă. Să îngroșăm peretele stupului. Aici îngroșăm peretele. Acum
fi bine să pot muta eu toate, dar mutăm așa câte puțin. Arunc o privire și pe rama respectivă să are situația cum ieri. 6 rame ori 2 are vreo 12 kg. Are un deficit lipsă, să zicem așa, are un deficit lipsă de vreo 5 kg de miere. Așa e organizat. Și acum să mergem. Asta e ultimul intervenție. Până când vin cu o tută energetică undeva în ianuarie. Doar ăsta ajunge. Ăsta îl punem deoparte. Și acum să îi pun o păturică, o pâslă. Asta va fi toată împachetarea pentru iarnă. Așa frumos. Îi punem podișorul ăsta. Bun. Și încă o pâslă. Și cu asta e gata iernarea. Pus la ierna. Acum aici ar trebui să lăsăm un pic pentru aer. Aerisirea îi se face pe aici, da? Eu cred că trece atâta lucru prin această pâslă. Iar aici unde am câteva rame, îi voi pune o folie. Bun, asta este tot. Cam asta este tot la împachetarea pentru iarnă. Așa. Continuăm cu altă colonie. Asta arată binișor. Mergem mai departe.